veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Partea a doua a studiului biblic privind mândria ca faptă a firii pământești. Înainte de a trece la exemplele referitoare la această faptă, haideți să ne reamintim în scurt ceea ce prin Harul Domnului am discutat. Așadar, după cum este scris în Isaia capitolul 14 și Ezechiel 28, mândria a apărut prima dată în univers, în inima diavolului, el sumețindu-se și vrând să fie așa ca Dumnezeu într-o ascensiune continuă, apoi a pătruns în umanitate și s-a extins, ajungând în vremea noastră, să fie ridicată ca și o virtute. Aminteam noi diferite tipuri de mândrie, mândria conducerii, de a fi ceva, de a conduce, mândria bogăției, de a te lăuda cu ceea ce posezi, mândria înțelepciunii și a cunoștinței, mândria frumuseții și a plăcerilor. Apoi aminteam diferite feluri de manifestare a mândriei și aici vreau să mai reamintim din ele câteva versete. În Proverbe 21:4, privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi nu este decât păcat. Inima are o poziție mândră, de acolo pornește mândria, apoi se extinde la nivelul privirii, având o privire de sus în jos, apoi se extinde la nivelul vorbirii, căci din prisosul inimii vorbește gura. Și Ana spunea în cântarea ei din 1 Samuel capitolul 2, versetul 3, ca un îndemn: nu mai vorbiți cu atâta îngânfare și să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. În mod special, acestea sunt manifestările. Deci, fie prin a avea în interior o inimă mândră, fie prin a privi, fie prin a vorbi, am mintit noi toate celelalte la rândul lor și ateismul este tot o formă de mândrie când oamenii nu vor să accepte pe cineva mai sus decât ei și spun că noi suntem totul. Apoi am mintit și mândria exterioară, unde este scris în Isaia capitolul 3 căci mândria se extinde și la aspectul exterior. Ca și efecte aminteam că mândria aduce rătăcire, aduce mânia lui Dumnezeu și aduce pierzarea în final. Și amintim doar un verset din această categorie, Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă. Felul în care am putea să scăpăm de această mândrie, pentru că nu este ușoară, este ceva și de interior și de exterior, este uneori greu de depistat și greu de înlăturat. Și chiar dacă o înlăturăm, ea peste 5 minute poate să revină din nou. Câteva posibilități și acestea le reamintim din nou. Cum am putea să fim eliberați de această mândrie? În Filipeni capitolul 2, versetul 8, ni se spune despre Domnul Iisus că a rămas toată viața într-o poziție de smerenie. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Ascultarea ne păzește într-un fel de mândrie. Când nu mai ascultăm, citim în cartea Deuteronom, capitolul 17, versetul 12, căci mândria este și acționează în noi. 17:12, omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo. Când nu există ascultare la copii sau în familie sau într-un alt domeniu, acolo există clar mândrie. Dacă vreți să o eliminăm, trebuie să trecem la a asculta de superiorii noștri și de Domnul în primul rând. Apoi, spunea David în Psalmul 19, pentru a scăpa de mândrie, trebuie să ne rugăm. Sunt efectiv duhuri de mândrie împotriva cărora trebuie să ne luptăm în rugăciunile noastre. Este scris în Psalmul 19 cu versetul 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Deci rețineți, David o trece în lista păcatelor mari și se roagă înaintea Domnului să fie scăpat de aceasta, să n-aibă putere peste viața lui. De asemenea, mai amintim din cartea Proverbelor, capitolul 30, versetul 32, unde este scris că dacă suntem împinși din inima noastră să vorbim cuvinte de mândrie, să ne manifestăm,
Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie, dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. S-ar putea înăuntru nostru să nu putem să stăvilim întotdeauna mândria cu desăvârșire, dar cel puțin să nu rostim cuvinte din mândrie, care ar putea să fie că mine nu este nimeni, eu când a fost bine, să înjosim pe alții. Când simțim că-și cuvinte de mândrie ne clocotesc în inimă, este cazul să nu dăm drumul gurii noastre pentru ca să nu ne bage în păcat. Și o ultimă și cea mai puternică forță de a elimina mândria din viața noastră personală este, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, vorbind despre dragoste, în versetul 4, dragostea, finalul versetului, nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Dumnezeu, în dragostea Lui, măcar că este atât de înălțat în slavă și măcar că îi se cuvine slavă și cinste, uneori se pleacă spre noi, a coborât Domnul Iisus din sferele sale în lumea noastră și ne-a dat un exemplu categoric de smerenie și aceasta a fost în primul rând având la bază dragostea. Dragostea este cea care elimină categoric și pentru totdeauna mândria. Când iubești pe cineva, nu își vei înjosi cu cuvinte de mândrie, nu vei avea gânduri de superioritate asupra lui. Și când iubești, te vezi cel puțin la nivelul lui. Dar de regulă, iubirea vede pe altul mai sus decât pe sine. Prețuiește pe altul mai sus decât pe sine. De asemenea, dacă la nivel de colectivitate simțim că mândria începe să ne stăpânească, Domnul Iisus și-a învățat ucenicii și citim în Evanghelia după Marcu, când ei au fost tentați să se certe cine să fie cel mai mare, cine să fie superior, un gând de mândrie, aceea mândria conduce despre care vorbeam, Marcu 10:43, dar între voi să nu fie așa, adică așa cum este în societate, când oamenii domnesc unii peste alții, ci oricine va vrea să fie mare între voi, când simți că vrei să fii mai mare, când simți un imbol de a fi primul, ci oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Când ești împins la fapte de mândrie, apucă-te și slujește, apucă-te și iubește și o să vezi cum o să te întemperezi și cum o să piară și o să fie înlăturate și date afară acele duhuri de mândrie. De asemenea, pentru ca mândria să nu-și găsească loc între noi, pentru că aminteam noi că mândria în biserică nu are niciun scaun, nu are loc în biserică, pentru că scrie Pavel în Roman 3:27, unde se dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Și legea credinței. Adică nimeni nu are merit înaintea lui Dumnezeu. Nici unii față de alții, toți ne-am greșit mai mult sau mai puțin unul altuia. De aceea nu avem niciun motiv să ne mândrim în biserică. Pricina de laudă din biserică s-a dus pentru că suntem mântuiți prin har. Și aceasta vine de la Dumnezeu și nu este capacitatea noastră. Și pe această temă amintim un verset din Cartea Proverbelor, care ne îndeamnă să prețuim, așa cum spune Pavel în Roman 12, rămâneți la cele smerite, 16:19, mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei mândri. Aminteam noi căci e mai bine smerit cu cei smeriți, căci Domnul este cu cei smeriți și le dă har, decât între cei mândri cu diavolul în frunte, pentru că el este reprezentantul mândriei în această lume. Este indicat să eliminăm, să ne eliberăm de mândrie, căci dacă nu, ne spune Isaia capitolul 2 că Domnul va scoate mândria cu cei mândri cu tot. În capitolul 2 al cărții Isaia citim în versetul 11, omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Și este enumerată o listă, cetrii falnici al Libanului și toți munții și toate dealurile vor fi plecate. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, ne spune Isaia. Dacă vreți să scăpăm, să nu ne rătăcim, să nu fim smeriți de Domnul, este cazul să ne smerim noi. Pentru că spunea Domnul Iisus, și cu aceasta trecem la exemple, în Matei capitolul 23, versetul 12, oricine se înalță, nu este nimeni care să rămână înălțat și să nu fie coborât de Domnul, oricine se va înălța va fi smerit și invers, oricine se va smeri, deci nu va rămâne nimeni smerit pentru veșnicie, ci va fi înălțat de Domnul, va fi înălțat. Să urmărim acum câteva exemple din Biblie. Mai întâi o categorie de oameni care au fost smeriți de Dumnezeu, dar pedepsiți, pentru că n-au acceptat să se smerească. Și Dumnezeu i-a smerit în forță, am putea să spunem, pe toți aceștia. Un prim exemplu, în cartea Exodului, capitolul 18, versetul 11,
Este vorba despre egipteni și nu numai despre ei, ci și despre zeii Egiptului. Inclusiv pe demon, pentru că și ei s-au mândrit. Inclusiv pe demon, Dumnezeu îi smerește din când în când și îi va smeri în final pentru totdeauna. Citim spusele lui Ietro, Exod 18 cu 10, și Ietro a zis: Binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, adică cu mândrie, el a fost mai pe sus decât ei. Dumnezeu a smerit toată fala Imperiului Egiptean de atunci, toată fala zeilor și duhurilor care s-au luptat fie prin plăgi, fie prin acea eliberare miraculoasă de la Marea Roșie. Dumnezeu i-a coborât până în fundul mării, iar pe cei smeriți i-a trecut biruitori dincolo. Un alt exemplu, în a doua carte a Cronicilor, capitolul 25, avem un împărat și aminteam noi despre acea mândrie a conducerii, așa cum spune Psalmul 49, omul pus în cinste, nu dăinuiește, sunt loviți, foarte mulți sunt loviți de duhuri de mândrie, orice slujbă ar fi ea de conducere. 2 Cronici 25, cu versetul 19, tu te gândești, îi spune Ioas, că ai bătut pe edomiți, deci că a avut o victorie și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. O victorie, fie în orice domeniu, o notă bună căpătată la școală, o cântare care a ieșit bine, o predică, o biruință, o lucrare, știu eu, materială care ai făcut-o, te poate împinge să te mândrești. Să te mândrești acum, stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pierea ta și a lui Iuda? Vreau să-i spun acestei oase, dacă ai avut o victorie, taci din gură, nu te lăuda singur și nu încerca acum neapărat să câștigi o altă victorie mai mare, că nu înseamnă că o vei câștiga. Deci nu te mândri. Și într-adevăr, el nu s-a potolit și a fost înfrânt. Căci Dumnezeu, când vede că omul se mândrește, după o victorie ca aceasta, nu-i mai dă o altă victorie, ci dă o înfrângere, ca să știe să rămână smerit. Un alt exemplu, tot un împărat. Întoarcem pagina în capitolul 26, versetul 16. Este vorba despre fiul lui Amația, Ozia. Când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat. De acolo pornește mândria și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul, Azaria, a intrat după el cu 80 de preoți și i-a zis: N-ai drept, Ozia. Versetul 19. Ozia s-a mâniat. De regulă, mândria provoacă diferite păcate și unul dintre ele este mânia. Foarte mulți oameni mânioși, de fapt, ei sunt mândri și mândria le provoacă mânia. Știți ce s-a întâmplat, spune versetul 19, cum s-a mâniat pe preoți, a izbucnit lepra pe frunte și el însuși s-a grăbit să iasă și a fost lepros până în ziua morții sale. Nu i-a fost suficientă împărăția și toată bogăția care a dat-o Dumnezeu, s-a amestecat și în alte lucruri care nu îl priveau, dintr-un duh de înălțare. A vrut și altceva, și alte portofolii. Și atunci Dumnezeu l-a lovit pentru că și-a întrecut măsura. Un alt exemplu, de aceasta un împărat păgân, 2 Împărați, capitolul 19, versetul 28, ne spune Biblia despre Sanherib, iarăși un om pe care mândria l-a împins la furie, la mânie, pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele. De aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drum pe care ai venit. Și Dumnezeu i-a îngăduit să piardă bătălia și să fie ucis de fiii săi în casa sa. Tot aceștia care am amintit până aici, oameni care s-au mândrit, au sfârșit prin a fi pedepsiți de Dumnezeu și chiar cu moartea. Un alt exemplu cunoscut de dumneavoastră este vorba de Haman. Și el, prin mândrie, și-a scurtat zilele. Nu a reușit nici să-și împlinească planurile, nici măcar să mai trăiască. Citim în Estera, capitolul 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamadeta Agagitul, l-a pus în cinste și i-a pus scaunul de domnie mai pe sus de toate căpetenile care au lângă el. Dar el a fost deranjat de ce nu se închină și ultimul om de la poartă. A vrut să îl ucide și a pregătit acea spânzurătoare, dar finalul lui a fost 7 cu 10 și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu și mânia împăratului s-a potolit. Haman a vrut să piardă o națiune întreagă datorită mândriei sale, căci mândria este un păcat mare
Și Dumnezeu nu l-a lăsat nepedepsit, nu l-a mai suportat. Am putea spune că se încadrează aceasta la Eclesiast, capitolul 7, nu fi peste măsură de rău sau peste măsură de mândru, ca să nu te pierzi înainte de vreme. Mulți împărați de-a lungul istoriei, mulți oameni și-ar fi prelungit liniștea și viața, dar mândria aduce pieire chiar prin scurtarea zilelor, prin căderea din slujbă, pentru că Dumnezeu nu suportă mândria în această lume. Un alt exemplu, de data aceasta din Noul Testament, corintenii ajunseseră și ei să se mândrească cu darurile care le aveau, s-au mândrit chiar și cu păcatul, 2 Corinteni 12 cu 20, și Apostolul Pavel se temea și avea această strângere de inimă că va merge între ei și va găsi astfel de tulbură. Fiindcă mă tem ca nu cumva la învierea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și să fiu găsit de voi și eu însumi cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc, și spune el în final, îngânfări, tulburări. În biserică oamenii vor găsi diferite motive să se mândrească. Dar toate astea denotă că am lăsat pe undeva un duh străin să se cuibărească acolo. Nu avem, repet, motive să ne mândrim în biserică. Spune Pavel, ce avem și să nu fie primit? Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date. Dar, în final, chiar dacă am făcut vreo slujbă oarecare, spune, duceți-vă de la mine voi care lucrați fără de lege, și nu am vrea să ajungem în asemenea situație. Fiind vorba despre mândrie în biserică, am vrea să mergem în cartea Apocalipsei la Biserica Laodicea, unde avem o mândrie spirituală foarte clară. Se spune ori că suntem Biserica Filadelfia, să dea Domnul să fim. Dar aș vrea să vedem dacă nu cumva ne asemănăm uneori cu această Biserică Laodicea. Uitați, Apocalipsa capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici că mândria se manifestă în mod special prin vorbire. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. În vremea noastră, biserica se poate lăuda cu clădiri, se poate lăuda cu oameni, se poate lăuda cu diferite formații, se poate lăuda chiar cu libertate. Și este mai trist, măcar dacă ar fi așa. Dar spune aici, și nu știi. Deci mândria îi face pe oameni să nu mai creadă adevărul și realitatea. Să se supraestimeze și să creadă despre sine, să aibă despre sine, cum spune Roman 12, o părere mai înaltă decât se cuvine. A fi smerit și a înălțat pe Domnul nu este ceva greșit, este numai normal, noi suntem țărână. Dumnezeu ne-a făcut ca și cum am face noi un vas din lut, numai că a suflat în noi suflare de viață. Totul îi aparține Lui în lumea aceasta. Noi suntem efectiv nimic. Și Isaia capitolul 10 spune acolo, se mândrește oare securea în fața celui ce o mânuiește? Și această biserică îi spune Domnul, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine, doftorie pentru ochi. Și finalul este versetul 19. Eu pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc, fi plin de râvnă și pocăiește-te. Oamenii pocăiți sunt smeriți. Nu le este rușine să se mărturisească, să spună ce au făcut. În Fapte 19, acei vrăjitori când s-au pocăit au venit și au spus ce au făcut. Și oamenii care nu se coboară să se mărturisească, care nu se coboară să rămână la locul lor, aceștia denotă o lipsă de pocăință. Îmi spunea un frate, m-am mărturisit și tot nu s-a întâmplat nimic. Acum nu mai fac slujbă, că nu mai pot să fac slujbă așa. Și a zis, ba da, mai poți să faci odată slujbă, odată să mai predici poți. Și cum? Zic, Biblia spune în Matei 18, dacă păcătuiește fratele tău împotriva ta, du-te și mustră-l. Cine păcătuiește mai mult împotriva noastră decât noi? Dacă te-ai depistat că ai păcătuit, du-te, mustră-te. Stai tu de vorbă cu tine însuți și mustră-te. Este unul din felul de a explica acel text din Matei 18. Dacă vezi că nu te ascultă, adică tu te-ai mustrat pe tine însuți și nu te asculți, du-te, mai ai un frate. Mustră-l eu tău care nu s-a pocăit față încă de un frate. Spui, frate, uite, am încercat singur și n-am putut să mă pocăiți. Uite ce am făcut. Și mustră-te față de acel frate. Și dacă nici așa nu poți, mustră-te în fața bisericii. Mărturisește și spune, și roagă frate să se roage pentru tine. Crezi că ar fi greșit? Și nu că ar fi greșit, dar asta ar însemna neapărat să mă și pocăiesc, n-aș mai putea păcătui după aia. Păi chiar asta am vrea noi. Deci, uneori, în mândria noastră am vrea așa ca și Saul să nu se știe că noi am păcătuit. Să spunem că avem tot ceea ce ne trebuie. Nu! Este important să spunem doar ce avem, să fim plecați. Unul spune cartea Proverbe, face pe fudulul și n-are nimic. Și altul face pe săracul și are de toate. Noi din care suntem? Din cei care spunem că avem de toate și n-avem, ne spune Domnul? Sau mai bine să fim săraci în duh, să recunoaștem că nu avem. Nu să ne mândrim cu ceea ce nu avem. Dumnezeu a smerit nu doar oameni, a smerit în Vechiul Testament și o face și astăzi națiuni întregi. Dumnezeu poate să smerească o țară
zdrobind nuteagul pâinii, poate să smerească o națiune pierzând un război. Și așa cum spune Solomon în Eclesiast, capitolul 9, 11, am văzut că nu cei iuți câștigă, nu cei viteși câștigă războiul, că totul atârnă de vreme și împrejurări și acestea atârnă de Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să smerească o lume întreagă, dar ceea ce va fi smerit în final și ceea ce își va avea apogeul de acum, și aceasta vrem să amintim, este fiara apocaliptică, acel anticrist. Citim versetul 8 din Daniel 7, partea finală. Și cornul acesta avea niște ochi de om și o gură care vorbea cu trofie. Din ce în ce mai mult, această gură care vorbește cu trofie va fi auzită de către urechile noastre în lumea aceasta. O gură care vorbește cu trofie. Ceva care se ridică mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Un alt verset, versetul 11, mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie. Mândria își va umplea cupa în vremea aceasta. Pe care o rostea cornul acela, m-am uitat până când fiara a fost ucisă. Și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Întoarcem și în capitolul 8 și citim versetul 25. Din pricina propășirii lui și zbăvirii vicleniilor lui, inima ei se va îngânfa. Va pierde pe mulți oameni care te-au liniștit, se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Se va încumeta diavolul în mândria lui, din nou să atenteze la tronul plin de slavă și veșnic al lui Dumnezeu, dar va fi smerit împreună cu toți cei mândri care vor fi în vremea din urmă. Nu cumva mândria noastră, o mândrie spirituală, o mândrie a bogăției, o mândrie a înfățișării, nu cumva să facă casă bună și în spatele acestei mândrii să se ascundă de fapt diavolul care pregătește cea mai mare înălțare care a fost vreodată pe pământ. Când vrea să dea un atac ultim, ca și o ultimă șansă a sa să doboare stăpânirea veșnică a lui Dumnezeu, bineînțeles că nu va câștiga nimic. Dar mă întreb, vom fi în tabăra al celor mândri sau vom ține cont de ce am citit din Proverbe 16 cu 19, mai bine cu cei smeriți decât cu cei mândri care au în frunte pe diavolul și pe anticrist. O altă categorie de oameni care au fost mândri, dar care au acceptat să se smerească. Și în această categorie aș vrea să ne încadrăm pe undeva și noi, dacă n-am fost smeriți. Au înțeles să se smerească și au câștigat biruințe. Amintim pe împăratul Ezechia, 2 Cronici 32, versetul 25, după ce Domnul l-a vindecat, a căzut iarăși în această ispită de a se mândri, că probabil știu eu cu ce motive a mers diavolul la el. Probabil ai vrut să spun, ai văzut ce neprihănit ai fost tu. Pentru neprihănirea ta Dumnezeu ți-a lungit zilele. Și spune aici pe 25, dar Ezechia n-a răsplătit Domnului binefacerea, ci s-a îngânfat inima. În inimă doar. Această mândrie s-a cuibărit în el. Ezechia, tu ești mai bun decât ceilalți. Vreau să fac aici o precizare. Într-un fel, anume, această biserică vrem să fie mai fundamentalistă. Aceasta pe motivul că cei care vor să fie mai liberali au și ei biserici cum le place lor, cei care vor să fie mai înguși aibă și ei biserica lor. Dar aceasta nu cumva să ne bingă la vreun gând de mândrie, că departe, departe de a fi unde ar trebui să fim. Ba din potrivă, poate suntem mai vinovați decât alții dacă nu facem ceea ce știm și ceea ce ar trebui. Deci nu cumva la gândul că am fi mai bun decât alții. Chiar dacă cineva este mai bun decât alții, dar în momentul în care s-a mândrit, este ca și acel fariseu. A postit de două ori pe săptămână, a făcut foarte multe. Dar când s-a crezut mai bun decât un vameș, la Dumnezeu este cântarul și noi nu avem dreptul să ne cântărim cine este mai bun în lumea aceasta. Ce face Domnul cu robul altuia? Noi să ne smerim noi pe noi și Domnul să facă cu fiecare ceea ce va crede. Dar acest Ezechiel, versetul 26, s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei. De ce n-a venit mânia Domnului? Pentru că s-au smerit. Smerenia noastră, amintiți-vă smerenia lui Ahab, la un împărat păgân nepocăit. Domnul a spus, nu-l pedepsesc în timpul vieții lui pentru că s-a smerit. Are o valoare extraordinară smerenia în fața lui Dumnezeu. Este tot ceea ce putem să facem după ce am păcătuit. Ce mai poți să faci altceva? Să-i plătim Domnului păcatele, dar cu ce să le plătim? Singurul lucru care mai poți să-l faci este să te smerești din mândria ta. Un alt exemplu, fiul său Manase, aceeași carte 2 Cronici, capitolul 33, versetul 12. A ajuns în temniță în Babilon acest Manase, când a fost la strâmtorare s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi, a făcut rugăciuni. Rugăciunea nu doar că ne ferește de mândrie, dar rugăciunea ne și ajută să ne smerim, că în rugăciune de fapt te vezi mai bine cine ești, acolo jos. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cerurile, l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Rețineți!
Ce putea să facă Manase în închisoare? Putea să facă milostenie? Putea să facă vreun alt bine? Nu. Ce a putut să facă este să se roage și să se smerească. Și acestea două atât au cântărit înaintea lui Dumnezeu, încât devine curios cum un împărat atât de rău, atât de păcătos, Dumnezeu l-a ridicat din nou pe scaunul de domnie unde a fost. Pentru că Domnul poate. Dar după o smerenie adâncă, ca și cea a lui Manase. Un alt exemplu de aceasta, un împărat păgân, dar care a înțeles ce înseamnă să te mândrești și apoi să te smerești. Este vorba de Nebucadnețar în cartea Daniel, capitolul 4 și 5. Îi spune Daniel lui Belșațar 5 cu 20 despre Nebucadnețar: când i s-a îngânfat inima, i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și despoiat de slava lui. De ce nu spune aici a fost despoiat de slavă când a făcut știu eu ce păcate? Câte păcate l-au făcut Nebucadnețar? Ucideri și poate lucruri murdare, ca un împărat păgân. Dar acestea n-au umplut cupa nelejuirii cum a umplut-o mândria. Dar când i s-a umplut și s-a îngânfat inima, Dumnezeu n-a mai putut suporta această stare de fapt a lucrurilor. De aceea, mândria este atât de oribilă în fața lui Dumnezeu, este o scârbă, spune Proverbe 16:5. Mândria este efectiv o scârbă înaintea Domnului și de aceea nici unul din cei înălțați nu va scăpa. Dar acest Nebucadnețar, după ce a fost smerit 7 ani, a trăit în lumea animală. Citim în capitolul 4, versetul 36. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția, strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț, nu se mai înălța pe el și slăbesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte. Și rețineți, el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. A înțeles aceasta un împărat, de-aia a trebuit 7 ani de școală să înțeleagă asta. Un alt caz, de data aceasta o smerenie în grup, o smerenie națională, este vorba de Niniveni, Iona capitolul 3, le-a dus acest profet al Domnului mesajul că încă 40 de zile și toată cetatea va fi nimicită. Versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Și împăratul s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantaua de pe el. S-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Forme de smerenie, așa cum le-au înțeles ei în vremea lor. Nu neapărat va trebui să ne dăm și noi jos de pe scaunul nostru, nu neapărat va trebui să ne culcăm pe rogojină sau ca și Simon stâlpnicul să stăm undeva într-un stâlp agățați sub capriciile vremii sau să stăm într-o baltă de țânțari, să ne muște țânțarii ca să ne spălăm păcatele că am omorât cândva un țânțar, cum au făcut unii oameni de cei care vreau să își ispășească păcatele prin propriile puteri, dar măcar în ceea ce se poate, putem și noi să ne smerim, să nu mai avem priviri semețe și din potrivă, așa cum spune Nebucadnețar, am privit spre ceruri, m-am uitat la Domnul, nu jos spre oameni, să ne punem mâna la gură și niciun cuvânt trufaș să nu ne mai iasă din gură. Când ne vin cuvințe semețe sau gânduri semețe în minte și în inimă, să încercăm să rugăm pe Domnul să toarne Duhul Sfânt cu iubirea sa în noi și să începem să slujim altora ca să ne piară gândurile de mândrie. Și chiar un loc în biserică pe care îl ocupi, dacă te simți că este un loc care te face să te mândrești, ocupă un loc mai în spate, spune Biblia, sau la o masă oarecare. Dacă simți că chiar o anumită haină pe tine dacă o porți și te împing gânduri de mândrie în acel moment, sau anumite lucruri dacă le posezi și simți tu că ești mândru în haina respectivă, având respectivele lucruri materiale, dacă nu poți nici într-un fel să recunoști că Domnul ți le-a dat, mai bine ar fi să abandonezi într-un fel o parte din ele în favoarea lui Dumnezeu, ca să nu rămâi în acea stare provocatoare pentru mândrie. Chiar și David, un om care a fost merit, nu a fost un om înălțat, mândru, și nevastă sa chiar a spus: dar ce te-ai înjosit așa și ai jucat înaintea slușnicilor? Ca și cum cineva în adunare ar ridica mâinile în sus, ar plânge și nevastă să spună: dar ce te smerești așa? Înaintea Domnului merită și e frumos să ne smerim. Dar măcar că el spune, citim în Psalmul 131, bine ar fi să-l putem spune fiecare: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată și nici priviri trufașe, se leagă. În ochi pe ochi se vede mândria. De aia spune Pavel: rămâneți la lucrurile smerite. Nu mă îndelnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine.
Deci rețineți. Nu vreți să spunem cu aceasta că toată lumea trebuie să rămână așa într-o stare analfabetă, că altfel ne mândrim. Spune el, cu lucruri prea înalte pentru mine. Deci fiecare să-și înțeleagă locul lui, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă, ci să aibă simțiri cumpătate. Să te vezi exact la locul tău, așa cum ești. Dimpotrivă, spune el, sufletul meu este liniștit și potolit, că oamenii mândri sunt tare furioși și să nu-i deranjeze nimeni, ca un copil înțercat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. De regulă, copiii nu prea au această mândrie în stelul cum avem noi cei mari. Și totuși, el a avut un moment în care era cât pe acii să se înalți, dar totuși a știut să rămână smerit, să rămână la locul lui și să nu depășească această limită. David ar fi avut ocazia, în diferite situații, să ajungă la acest punct de mândrie. Când a fost înălțat pe tron, să se mândrească și poate în mândria lui și-a permis și atunci când a păcătuit, tot mândria a jucat un rol oarecare. Dar îl avem totuși ca un om care a știut să rămână smerit lângă Domnul. Lângă el am putea să mai amintim pe Iov. Citim în Iov 31:25 și îl credem pe Iov ce spune aici, că Dumnezeu a declarat despre el ulterior că Iov a vorbit drept. 31:25. Dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele. Uitați, lui Iov nu i-a fost o povară averea. Iov nu s-a mândrit cu averea lui. Dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților pe care le-o dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, dacă m-am lăsat amăgită inima în taină, spune el nu. Și spune el mai jos, versetul 30, cum n-a ajuns Iov să se mândrească cu averea lui? Eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Iov nu și-a permis niciodată să spună, casă ca mine n-are nimeni. Averi cât mine de multe n-are nimeni. Când ai spus vorba asta, te-ai dus. De aceea, spune profetul Ieremia în capitolul 9 al cărții sale. Și rețineți acest aspect, pare aici curios. 9:23. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Există acea mândrie a înțelepciunii. Dacă ai, știu eu, multă școală, sau ai citit mult, sau ai o minte extraordinar de abilă, nu fă aprecieri pe marginea înțelepciunii tale, că și te-a lovit urgent mândria. Noi suntem vulnerabili, nu te lăuda cu asta. Mai departe. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Poate nu este o mândrie, dar ulterior te va lovi mândria după ce ai spus vorba asta, sau te vor categorisi ca și mândrul cei din jur. Și bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Nu spune la nimeni cât ai tu și ceea ce ai tu. Și cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște și știe că eu sunt Domnul. Când ne lăudăm pe noi sau pe oameni, uităm să-L mai lăudăm pe Domnul. Și Domnul trebuie lăudat și ziua și noaptea. Domnul trebuie lăudat pentru înțelepciunea Lui, pentru bunătatea, pentru bogăția Lui. Când uităm că Domnul trebuie lăudat, trecem a ne lăuda pe noi. Și diavolul asta vrea. Să ne înălțăm undeva sus. Există acum în vremea noastră aceste curente, în mod special propovăduite de această mișcare care vrea să le adune toate într-un spirit ecumenic, New Age, care spune, noi suntem Dumnezei, Dumnezeu este în noi. Noi numai trebuie să găsim în noi ceea ce este înălțat. Și așa se spune, căci credința adevărată ne-a ținut în opresiune peste vremuri, să nu ne deslănțuim. Să știți, într-adevăr, locul nostru trebuie să rămână jos, pentru ca Domnul să fie cu adevărat mare. Am putea să amintim un alt exemplu, este vorba de Pavel, 2 Corinteni, capitolul 12. Pavel avea probleme cu mândria. Era normal să fie afectat de mândrie. Era numai normal. Era mai învățat decât mulți din vremea lui. A avut cele mai mari descoperiri, răpiri în cer, în rai la Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu mai mult prin el decât prin toți apostolii. Semne și minuni nemaipomenite. Avea motive diavolul să-l caute. Și auziți cum l-a protejat Domnul pe Pavel de mândrie. Versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Vedeți? Uneori este important și Domnul ne pune câte un astfel de stăvilar ca să ne protejeze. Este cineva extraordinar, frumos de tot, dar are un mic defect. Cineva ca și Moise. Este un om ca nimeni altul, dar este gângaf. De multe ori, poate ființa tare undeva un țepuș sau un cusur oarecare.
sau în familie, ceva anume. Niciodată, de regulă, pe pământ nu se prea întâlnesc toate în mod special la Domnului. Este ceva lipsă. Și ce e lipsă nu poate fi pus la număr. Din pricina acestor străluciri mi-a fost pus un țepuș, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Asta e un lucru cam greu de priceput, cum punea Domnul pe satana să nu-l lase pe Pavel să se îngânfe. Diavolul, care este specialist în îngânfare. Spunea cineva că acest demon care a ținut pe Pavel smerit, când o să meargă să dea raportul la satan, nu o să-l premieze, că n-a făcut o treabă bună. Dar Domnul uneori pune pe demon că poate să le comande tot ceea ce vrea și fac câte o slujbă bună pentru noi. Nu știm exact cum a fost acest țepuș. Se emit diferite variante. Una știm. Domnul l-a pus și spune el, de trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Dar harul cui este? De la cei smeriți. Se pare că acest țepuș îl ținea pe Pavel smerit. Sigur, o să avem majoritate între noi câte un țepuș, dar Pavel avea un țepuș mai mare, așa, pe mărimea lui. Țepușul nostru este mai mic, așa. Dar să rămânem cu el, ca să rămânem smeriți și să rămânem astfel sub harul Domnului, sub binecuvântarea lui. Și un exemplu de om cu adevărat smerit, care n-a avut nevoie de țepuș pentru că s-a smerit și n-a avut păcat în el, este vorba de Domnul Hristos. Și spunea el în Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine, versetul 29, luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și mă adăugăm lângă acesta un verset, Filipeni 2:8, la înfățișare a fost găsit ca un om sa smerit. Domnul a fost smerit și cu inima și a fost smerit și la înfățișare. Amândouă le-a avut smerit. Un om al durerilor, îți întorceai fața de la el. V-ați gândit vreodată dacă noi am fi fost în cerul când se programa chipul nostru cum să arătăm? Poate de câte ori l-am fi retușat. Dar Domnul a luat un chip de rob. La înfățișare a fost găsit smerit. Și la inimă și la înfățișare. Și a spus, învățați de la mine. A stat cu vame și cu farisei, a știut să accepte să fie flământ, n-a avut unde își pune capul și câte și câte. Concluzionăm în final. Frați și surori, trăim într-o lume a mândriei. Deschideți la cartea lui Maleahi. Citim în capitolul 3, versetul 15. Acum, în lumea de acum, acea lume pentru care Dima l-a părăsit pe Pavel, acum fericim pe cei trufași, adică mândri, da? Celor răi le merge bine, dar ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Este lumea celor trufași pentru că este o lume în care stăpânitorul este plin de mândrie. O lume a diavolului care vrea să se înalțe pe sine și va culmina cu acea lucrare finală a anticristului și a fiarei. Și ce e mai trist? Că este și un Babilon apocaliptic care dă mână în mână cu fiara. O religie care se vrea o religie a mândriei și trist că propovedește un Hristos merit. Bine spunea cine spunea că uneori se vorbește despre smerenie de la înălțime amețitoare. Nu este compatibilă, dar diavolul știți ce vrea cu aceasta? A spus Domnul, am venit eu în numele Tatălui și nu m-ați primit. Va veni un altul în numele Lui și îl veți primi. Diavolul vrea să bage mândria în biserică și a băgat-o în foarte multe biserici. Pentru că atunci când va veni Anticristul să-l instaleze, acel om umflat de mândrie, cu cuvinte pline de mândrie, noi să nu-l mai putem depista. Că între timp și în noi s-a cuibărit mândria. Dar între niște oameni smeriți, mândrul iese imediat în evidență. Și dacă vom rămâne smeriți, noi vom ști când vine Domnul la noi și vom auzi glasul Lui minunat. Căci oile Lui cunosc glasul Lui, un glas care ne-a chemat la smerenie în lumea aceasta, într-o lume a celor trufași. Să nu uităm, Domnul spunea profetul Isaia în capitolul 42, versetul 8, nu acceptă aici. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor, nici nouă, nici demonilor care stau în spatele idolilor, nu acceptă Domnul să le dea slava. Știți de ce? Printre altele, dacă la un copil mic i-ai dat nas să facă ce vrea el, păi s-ar da foc la casă urgent, pentru că el cea mai mare mândrie ar fi probabil să vadă cum se înalță flăcările. Va veni vremea, spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 7, va veni vremea aceea când vom fi înălțați după ce vom suferi aici, versetul 7, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat în foc, să aibă ca urmare, deci în final atunci, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos.
atunci ne vom arăta împreună cu El în slavă. Dar până atunci, numai așa vom putea să scăpăm de diavolul. Și adăugăm ceea ce spune Psalmul 115, versetul 1, și acesta ar trebui să rămână în mintea noastră ca și acel gând al Domnului Hristos. Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău de slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru că sunt motive destule, suficiente. În ziua aceea va fi ridicată și despre noi povară. Pentru că oricine se smerește va fi înălțat. Înălțat și în ceruri și înălțat și înaintea Domnului în vrednicie. Pentru că ce înălțare mai mare decât să fim mireasa Domnului? Ce ar putea să fie mai înălțător decât să fim mireasa Fiului lui Dumnezeu în ceruri? Decât să ne numim copii al lui Dumnezeu, împărați și preoți pentru o veșnicie, este cea mai mare cinste. Dar să nu uităm, și acolo în veșnicie, tot Domnului vom da slava cea mare și minunată. Spune cartea Apocalipsei, în capitolul 5, versetul 13, că vom zice atunci, și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare, și tot ce se află, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. O merită Dumnezeu slava de-a pururi, dar ne va accepta și pe noi la o condiție mult mai înaltă decât cea de acum. Ce este omul, spunea psalmistul, să te gândești la el. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Dar tot Dumnezeu va rămâne Dumnezeu pentru veșnicie. Și nu va mai fi un alt satan care să tulbure liniștea în univers și să se înalțe și să mai trăim o altă istorie atât de murdară, că dacă ar fi să comparăm lumea aceasta și să socotim și să o evaluăm suficient, în afară de a trăi să vestim lucrarea Domnului, în afară de a ne lupta să punem mâna pe împărăția, efectiv că nu s-ar merita să trăiești în lumea aceasta atât de murdară, de străcată și de dificilă. Dar face, spune Pavel, și nu știu ce să mă aleg, spune el în Filipeni 1. Pentru el n-avea familie, normal că pe noi familie într-un alt fel ne leagă. Spune el, aș dori să mă mut să fiu acasă cu Domnul, dar face să trăiesc. Pentru noi, spune el. Ca să împlinească, spune în Coloseni, ce lipsea suferințelor lui Hristos. Așadar, să rămânem smeriți alături de Domnul nostru care a fost smerit. Să nu ne mândrim, pentru că și pedeapsa pentru mândrie este moartea. Dar dacă vom ști să ne smerim la timp, vom evita pedeapsa divină, ne vom pocăi și vom avea parte de acea înălțare care ne va înălța Domnul în ziua aceea. Domnul să mustre duhurile de mândrie și peste noi să lase un duh al dragostei sale, un duh de slujire, să nu ne vedem unul mai presus decât altul și numai Domnul să fie înălțat între noi, acum și în vecii vecilor. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.